Urmează acum cateheza, pentru care de fapt am venit. Sigur că mai importantă decât cateheza este Sfânta Liturghie pe care am celebrat-o împreună și au fost alături de noi atâția credincioși prin mijloacele de comunicare în masă, datorită Iercis Media și mi se pare că e preluat și de Maria TV. Începem cateheza din seara aceasta invocând lumina și darurile Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este Cel care face ca biserica să fie vie peste veacuri și așa va fi până la sfârșitul lumii, și mereu avem nevoie de lumina și de darurile Lui. Să ne rugăm așadar. Dumnezeule, care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor Tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Acum vom asculta o lectură biblică, după care voi începe propriu-zis cateheza. Citirea din cartea profetului Ieremia. Așa vorbește Domnul. Înainte să se împlinească cei 70 de ani pentru Babilon, vă voi vizita și voi face să se împlinească pentru voi cuvântul meu cel bun, făcându-vă să vă întoarceți la locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le am față de voi, oracolul Domnului, gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Voi mă veți chema, veți veni și vă veți ruga la mine, iar eu vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, pentru că mă veți căuta din toată inima voastră. Mă voi lăsa găsit de voi, oracolul Domnului, și vă voi întoarce din captivitatea voastră. Vă voi aduna din toate neamurile și din toate locurile unde v-am alungat, oracolul Domnului, și vă voi face să vă întoarceți la locul de unde v-am făcut să fiți deportați. Cuvântul Domnului. După această lectură biblică, intrăm în tema propriu-zisă a catehezei. Tema este cunoscută de toți pentru tot anul liturgic, și anume împreună pe calea speranței. În dieceza noastră de Iași, așa cum este de acum cunoscut de toți, anul liturgic pe care l-am început cu Adventul, și anume 2020 și apoi 2021 până la următorul Advent, este sub acest semn al speranței creștine. Și subliniez speranță creștină și nu speranță în mod general pe care o folosim noi oamenii, cuvântul acesta de speranță, și care poate fi confundat cu un optimism superficial sau, să spunem așa, cu un zâmbet trecător de speranță. Speranța creștină este mai mult decât atât. Este capacitatea pe care o primim prin credință de a nu ne opri niciodată la aparențe. A nu ne opri la aparențe, ci de a vedea lucrurile în profunzimea lor. Și asta e foarte important. Speranța creștină ne oferă certitudinea, siguranța aceasta că există o rază de lumină, că există un sens profund, chiar și în mijlocul situațiilor cele mai nefericite și neplăcute pe care le întâlnim în viața noastră, le experimentăm. De ce spun lucrul acesta? Pentru că cel care speră în Dumnezeu știe, e convins că viața și istoria toate sunt în mâinile lui Dumnezeu. Nimic nu este întâmplător pe fața pământului. Istoria omenirii, viața fiecăruia în parte și a omenirii întregi,
Viața întregului univers, totul este dirijat de cel atotputernic, pe care noi îl numim Dumnezeu. Suntem în mâinile Lui. Și această istorie și viața aflându-se în mâinile Lui Dumnezeu, lucrul acesta, dacă avem convingerea aceasta, depășește raționamentele, statisticele și calculele noastre pur umane. Așadar, împreună pe calea, pe drumul speranței. Și ați sesizat deja, astăzi este a treia cateheză pe care am ales o țin aici, în biserica dumneavoastră, închinată Sfântului Padre Pio, că așa l-am cunoscut noi întotdeauna, Padre Pio, a cărei viață sunt convins că toți o cunoașteți, cel puțin în lucrurile esențiale. Am ținut să țin această cateheză aici, în biserica dumneavoastră. Și am ales pentru fiecare cateheză din cele patru din Advent, le voi relua și continua în postul mare, prezentând de fiecare dată un model de speranță, ca să nu vorbesc numai teoretic. Totdeauna privim la un model. Prima dată, cateheza care am ținut-o în Biserica Sfânta Tereza a Pruncului Iisus, l-am luat ca model de speranță pe Isaia, profetul din care se citește adeseori în timpul Adventului, este profetul prin excelență al speranței. Apoi l-am luat săptămâna trecută pe episcopul nostru martir, Anton Durcovici, ca model, ca exemplu de speranță în situațiile grele prin care a trecut, așa cum trecem noi astăzi, din alt punct de vedere, cu această pandemie în care ne aflăm. Și l-am ales pe el ca model de speranță, pentru că eram chiar în preajma sărbătorii lui, am avut-o săptămâna trecută. Astăzi ne oprim la un alt model, exemplu de speranță pentru noi, și anume la profetul Ieremia. Și ne întrebăm, primul punct al acestei cateheze, cine a fost Ieremia, profetul Ieremia? Este un profet care a trăit într-o perioadă grea, dramatică din istoria Israelului, generată de criza babiloniană, și anume deportarea poporului lui Israel, poporului ales al lui Dumnezeu, în Babilon, robia babilonică. Apariția Imperiului neobabilonic pe scena istoriei la sfârșitul veacului al VI-lea înainte, al VII-lea înainte de Hristos, a dus la unele transformări dramatice în societatea de atunci, iar poporul izraelit, poporul ales al lui Dumnezeu, din regatul lui Iuda, a fost lovit în manieră devastatoare de noul curs al evenimentelor. Ei bine, în acele vremuri de restriște, de grea încercare pentru popor, Dumnezeu l-a ales ca profet și l-a trimis la poporul său tocmai pe acesta, Ieremia, despre care vreau să vă vorbesc la această cateheză. Un profet realmente remarcabil, o voce sonoră, al cărei mesaj răsună și astăzi, după atâtea veacuri. Ieremia a fost, putem spune, omul potrivit la timpul potrivit. Și cum spuneam că nimic nu apare întâmplător pe fața Pământului, nici existența noastră, fiecare dintre noi. Totul este într-un plan veșnic al Creatorului. Cartea care îi poartă numele este cartea profetului Ieremia. Este o mărturie extraordinară despre felul în care poporul vechii alianțe, vechiului legământ, a traversat momentele de criză, de încercare mare și cum a ajuns din nou la lumină. În privința aceasta, mesajul, învățătura, cuvântul profetului ne poate ajuta și pe noi să înțelegem criza prin care trecem acum.
cauzată de pandemie, de acest coronavirus, care e așa de nemilos și care stoarce atâtea lacrimi din ochii oamenilor. Și în același timp să găsim și modalitatea sau modalitățile de a privi cu speranță și cu încredere în viitor, anul speranței. Deci, în câteva cuvinte v-am prezentat cine a fost profetul Ieremia. Să vedem care a fost mesajul profetului Ieremia. Înainte de deportare, profetul a invitat insistent poporul la convertire. Deci înainte de a se întâmpla criza, nenorocirea pentru poporul izraelit, profetul trimis de Dumnezeu a predicat poporului cu multă insistență chiar convertirea, întoarcerea la Dumnezeu. Înainte de toate, profetul Ieremia a fost, din acest punct de vedere, un profet al nenorocirii, care va fi apoi profetul speranței, vom vedea îndată. Profetul, în ghilimele, al nenorocirii. El a denunțat sistematic idolatria și toate relele din societate și a anunțat distrugerea cetății Ierusalimului și pedepsirea poporului. Cu cuvinte foarte puternice. Cuvintele însă ale lui Ieremia n-au fost luate în seamă de popor. Cuvintele lui se vor adeveri în tot dramatismul lor. Acest îndemn al lui la convertire adresat de Ieremia poporului a rămas fără efect. Poporul, ce s-a întâmplat? Poporul s-a încăpățânat. Era ca o inimă de piatră care nu se dădea nicicum, pătruns de cuvântul lui Dumnezeu care venea prin gura acestui profet. S-a încăpățânat în practicile de idolatrie și în nedreptățile adânc înrădăcinate în societate. Ei bine, condus de lideri politici slabi și fără viziune și amăgiți și de profeții falși, pentru că totdeauna au fost în istorie profeți falși și vor fi și sunt și astăzi o grămadă. Amăgiți și de profeții falși, poporul încet, încet se îndrepta spre ruină. Nenorocirea se va petrece în două etape, două deportări. Prima a fost în anul 698, înainte de Hristos, a fost primul asediu al Ierusalimului. Și găsim acest lucru relatat în cartea a doua a regilor, în capitolul 24, chiar de la început. Ce s-a întâmplat? Babilonienii au pătruns în cetate, au jefuit cetatea și au deportat un număr mare de persoane, în frunte chiar cu regele Ioachin, cu familia regală și mulți, mulți demnitari. Dar nu tot poporul, numai o parte. Ieremia a avut norocul că a scăpat. Interesant este că în mijlocul durerii celor deportați, Ieremia rămâne realist și nu dorește să hrănească poporul cu iluzii, să îi îmbete cu iluzii, nu. El era realist. Și la un moment dat, profetul trimite celor exilați în Babilon o scrisoare care va fi avut asupra lor efectul unui, să spunem noi, un duș rece, care avea să le prindă bine. Ieremia spulberă orice speranță a unei întoarceri iminente, că poporul ajungând acolo speră, hai, stăm o leacă și venim înapoi acasă, de unde? Nu-i amăgește profetul în scrisoarea care le-o trimite, va dura exilul vostru acolo. Și, într-adevăr, așa a fost. El trimite poporului sau spune poporului că nu va exista o întoarcere în curând în țară, ci numai după un timp îndelungat. Și el le înfățișează în scrisoarea aceasta o realitate cutremurătoare. Spune așa, ca să citesc din el. Așa vorbește Domnul.
Înainte să se împlinească cei 70 de ani pentru Babilon, că atât va dura robia babilonică, vă voi vizita și voi face să se împlinească pentru voi cuvântul meu cel bun. Adică era cuvântul lui Dumnezeu care venea prin gura profetului, ce erau profeții. Erau portavocea lui Dumnezeu între oameni, în lume. Și de multe ori spuneau lucruri pentru care erau convinși că vor avea de suferit mult, dar nu țineau cont de acest lucru. Dumnezeu vorbea prin gura lor, îi inspira să spună aceste cuvinte. De aceea Dumnezeu vorbește prin glasul lui Ieremia spunând că voi face să se împlinească pentru voi cuvântul meu cel bun, făgându-vă să vă întoarceți la locul acesta. Dar după 70 de ani. Noi am stat cei mai în vârstă care a prins mai din plin, ca și mine, timpul comunismului, ziceam că nu se mai termină niciodată. Și a dat Dumnezeu că numai puțin ne așteptam să se încheie și să trăim în libertate, numai că nu știm să folosim această libertate care e darul lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată, nu-i meritul nostru. Este darul lui Dumnezeu. Ei 70 de ani au stat în Babilon, în robia babilonică. Deși invită poporul să rămână cu, cum se spune, cu picioarele pe pământ, totuși mesajul său, îndemnul său este plin de speranță a profetului Ieremia. Chiar dacă poporul trece printr-o încercare foarte grea, Domnul are un plan cu poporul său, cum are cu noi acum. Nu credeți că e întâmplătoare această pandemie în lume? Dumnezeu are cu poporul său un plan. Și citesc din Ieremia 29:11. Căci eu știu gândurile pe care le am față de voi. Ați auzit și în lectura biblică mai înainte. Gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Să vă dau un viitor și o speranță. Și acum să vedem care este a doua etapă a nenorocirii poporului. Am spus, asta a fost prima deportare. Au venit babilonienii, au luat pe rege, suita regală, cei demnitari și mulți din poporul lui Israel. Și au dus în Babilon. Dar nu pe toți. Acum urmează a doua etapă a nenorocirilor, pentru că babilonienii au venit din nou, cei rămași în țară nu au înțeles lecția primei nenorociri și nici mesajul predica lui Ieremia. Conduși de un rege slab, pentru că babilonienii, după ce au venit prima dată, au distrus cetatea, au cauzat atâtea nenorociri, l-au luat și pe rege, au pus altul în loc, pe unul numit Sedecia. Conduși de acest rege care era un rege slab și dezorientați de mesajele falșilor profeți, vor continua să trăiască în idolatrie și în încăpăținare. Izraeliți. La numai câțiva ani de la prima deportare urmează această a doua nenorocire, a doua deportare care va marca un dezastru total al națiunii. În urma unui lung asediu, națiunea va fi practic distrusă complet. Vedeți? Încercări. Noi ne plângem. Acum e mare încercare pentru noi. Totdeauna în istoria lumii au fost încercări grele. Noi privim acum la istoria poporului ales, a lui Dumnezeu. Această încercare grea. Acum, care este mesajul de speranță venit din partea lui Dumnezeu prin profetul Ieremia? În aceste condiții deprimante, Dumnezeu intervine și ce face? Îi cere lui Ieremia să săvârșească ceva simbolic, o acțiune simbolică, profetică. Profetul Ieremia va trebui să cumpere, în acest sens, cum a spus Dumnezeu, i-a inspirat Dumnezeu, să cumpere un ogor chiar în vremea asediului. Toți râdeau, ce? Acum e vreme de cumpărat pământ? Dar așa i-a spus Dumnezeu, să facă această acțiune simbolică. Prin această acțiune absurdă, cum o vedeau cei mai mulți,
Dumnezeu vrea să îndrepte privirea poporului spre viitor, dincolo de situația dramatică a poporului, să privească mai încolo, mai departe, într-un viitor îndepărtat. Lucrurile vor reveni la normalitate, așa cum suntem îndemnați noi acum și voi trece îndată la aplicație, la situația noastră. Să privim departe, dincolo de nenorocirea care ne încearcă, pandemia, și văd că nu mai are capăt, dar suntem îndemnați să nu pierdem speranța, să privim mai departe la un viitor de revenire la normal, dar schimbați, transformați, voi reveni îndată. Ieremia îi spune lui Baruch aceste cuvinte, citesc din Ieremia 32, 14 cu 15. Așa vorbește Domnul Sabaot, Dumnezeul lui Israel. În aceste documente, erau două documente, acest document de cumpărare a terenului, acțiunea aceea simbolică, acest document de cumpărare, cel sigilat, și acest document deschis. Și pune-le pe amândouă într-un vas de lut ca să se păstreze multe zile. Așa se păstrau atunci. Probabil nu ați auzit și de descoperirile de la Qumran, de foarte mare valoare, puse în niște vase de lut. Căci așa vorbește Domnul Sabaot, Dumnezeul lui Israel, din nou se vor cumpăra case, ogoare și vii în țara aceasta. De speranță, din nou se vor pune acolo. Este un gest simbolic. Poporul să înțeleagă și să vadă dincolo de încercarea grea prin care trecea. Țara va reveni la normalitate. Dar mai întâi poporul va trece prin proba aceasta dură și amară a pierderii țării, a pierderii templului și mare încercare a exilului. Acesta este mesajul de speranță adus de profetul Ieremia. Și acum trec la al treilea punct și ultimul al acestei cateheze, actualizarea mesajului profetului Ieremia. Ce ne spune nouă astăzi profetul Ieremia? Practic, profetul Ieremia ne oferă două lecții. Prima lecție este aceasta. Îndepărtarea de Dumnezeu nu miroase bine. Nu-i pentru binele omului. Îl pune pe om într-o situație foarte periculoasă dacă se îndepărtează de Dumnezeu. În toate nenorocirile pe care le-a traversat poporul lui Israel, a învățat să se întrebe cu privire la cauzele nenorocirilor. De ce ni s-a întâmplat nouă treaba asta? Cauzele nenorocirii, că au ajuns să fie deportați în Babilon, să li se fie distrus templul. Și apoi, la responsabilitatea sa personală în declanșarea respectivei nenorociri. Responsabilitate. Două lucruri importante. Deci cauzele, cum de-am ajuns aici, e responsabilitatea lor că s-a ajuns acolo, la aceste situații grele. Ei bine, trăim și noi vremuri foarte grele acum. Ceea ce trebuie să înțelegem este că acest timp pe care îl trăim acum, nu este un timp al așteptării, în sensul că așteptăm să treacă. Ce să faci? Nu am altceva de făcut decât să treacă timpul acesta al pandemiei și să revenim la normal, să facem din nou ceea ce făceam înainte. Nu, nu e un timp de așteptare acesta al pandemiei. Nu putem aștepta să treacă furtuna, ci trebuie să alegem ceea ce trebuie să facem noi în timpul furtunii în care ne aflăm. Ce să facem? Ce trebuie să facem? Timpul încercării este timpul alegerii. Putem face și noi ca și poporul ales al lui Dumnezeu. Cauzele, din ce cauză am ajuns în nenorocirea aceasta? Că nu-i întâmplător. Din ce cauză am ajuns? Să vedem responsabilitatea noastră. Este timpul în care fiecare dintre noi este chemat să se întrebe cine vreau să fiu eu după această pandemie? Cum vreau să arate viața mea după ce va trece? Că va trece pandemia. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sigur, se vor găsi
soluții sau se va găsi soluția împotriva acestui virus, să fie distrus virusul. Nu știu, mai degrabă sau mai târziu, dar sigur va trece. Dar problema este alta. Cum vom arăta noi după ce va trece această stare de pandemie? Foarte important este, cum vom arăta noi? Cum ne vom continua noi viața după această pandemie? Iată de ce am ales anul acesta al speranței, al speranței creștine, creștine. În această perioadă să ne întoarcem la Hristos, să ne întoarcem la Hristos cu adevărat, să ne convertim la El, la iubirea Lui, la milostivirea Lui. Cum ați auzit și în Evanghelia din această seară, suntem chemați să trăim milostivirea Lui Dumnezeu, iubirea Lui în faptele concrete ale vieții noastre, în raportul nostru cu semenii noștri. Să ne întoarcem la Cel care nu dezamăgește niciodată. Poporul ales a înțeles în timpul exilului că doar Dumnezeu poate mântui și îl poate salva pe om. În timpul exilului, în timpul nenorocirii, noi în timpul pandemiei, să înțelegem, dar să înțelegem bine și să-i facem și pe alții cât putem să înțeleagă că numai Dumnezeu poate să ne mântuiască, poate să ne salveze. Că prea mulți sunt acei care spune, descurcăm noi, știm noi ce e Dumnezeu, ce e biserică, ce e credință, ce e religie. Noi suntem cineva. Vedeți, în urma acestei dezvoltări uimitoare și îmbucurătoare pentru noi, a științei, a tehnicii, în toate domeniile, omul cu nasul sus a ajuns, da? Ne descurcăm noi. Da, ce e Dumnezeu? Câți nu mai vin la biserică? Nu se mai roagă, nu se mai închină? Cred că ei sunt cineva. Sunt Dumnezei pe fața Pământului. Nu. Timpul acesta al pandemiei să ne dea de gândit tuturor, că nu Dumnezeu a trimis pandemia, nu? Noi, răutatea oamenilor. Se spune că virusul ar fi fost creat de om. Nu știm dacă e așa sau nu. Realitatea este că îl avem și trăim și suntem așa de panicați. Nu Dumnezeu trimite. Noi suntem cei care facem relele, Dumnezeu permite, pentru că nimic nu se întâmplă fără știrea și voia Lui. Dar cu un scop, cu un gând, să ne trezească la realitate. Numai Dumnezeu poate să ne mântuiască, numai Dumnezeu poate să ne salveze. Același lucru, să-L înțelegem așadar și noi, în timpul acestui, în ghilimele, exil, pandemia, exil pe care îl traversăm, îl trăim. Și asta e prima lecție care ne vine de la profetul Ieremia. Repet, e vorba de înțelegerea că îndepărtându-ne de Dumnezeu, dăm de rău. Ne creăm o situație periculoasă. Cu cât omul se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, cu atât se pune singur în pericol. Și a doua lecție pe care ne-o dă profetul Ieremia este următoarea. În situații de criză, cum este cea în care trăim noi, nu trebuie să ne pierdem curajul. Aici e important, anul speranței. Nu trebuie să ne pierdem curajul, ci trebuie să privim mai mult mai departe, cum îi făcea profetul pe izraeliți în situația de criză, să privească mai departe, că Dumnezeu va interveni, va veni și timpul izbăvirii pentru ei, vor veni din nou timpuri bune pentru popor. Ei, așa și noi, în situația de criză, să nu ne pierdem curajul, ci trebuie să privim mult mai departe și să acționăm privind spre viitor. Să acționăm, nu să așteptăm. Nu-i timp de așteptare. Să acționăm. Crizele nu durează veșnic, ci sunt temporare. Și de aceea este nevoie să le abordăm cu o atitudine de încredere și de speranță. Suntem creștini, nu suntem păgâni. Avem un Dumnezeu în care credem. Hristos, Cel trimis, și așteptăm venirea Lui în fiecare an, retrăim venirea Lui Dumnezeu pe pământ. Așadar, aceste crize care, spuneam, nu durează veșnic, ci sunt temporare, de aceea este nevoie să le abordăm cu o atitudine de încredere și de speranță în vremuri mai bune în viitor. Ajunși în situații dramatice, trebuie să avem privirea
îndreptată mereu, mereu spre Dumnezeu. Izbăvirea nu vine de la om, ci de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu se folosește de om pentru a izbăvi poporul, de noi. Să înțelegem bine acest lucru. Prin rugăciune constantă și prin dialog cu Dumnezeu, că asta e rugăciunea. Dialogul omului cu Dumnezeu, a creaturii cu Creatorul său. Prin rugăciune constantă, prin dialog cu Dumnezeu, putem simți ajutorul lui Dumnezeu și lumina Lui și vom găsi atunci calea care ne duce la salvare. Ajutați de Dumnezeu, rugându-ne mai mult lui Dumnezeu. De aceea eu am îndemnat preoții mereu, ori de câte ori am avut ocazia, de când a început pandemia, să nu înceteze, când au venit vremurile un pic mai bune, după primul val al acestui coronavirus, unii au încetat să mai roage. Nu, spun, continuați, rugați-vă. Și noi aici continuăm să ne rugăm și încă cu mai multă încredere ca Dumnezeu să ne ajute să depășim aceste momente de criză și să reluăm viața, dar transformați, convertiți cu adevărat. Prin rugăciune, așadar, să găsim calea care duce spre salvare. Și în încheiere vreau să citez cuvintele Domnului din profetul Ieremia despre care v-am vorbit, și anume din capitolul 29, versetele 12 până la 14. Le-ați auzit și în lectura biblică. Voi mă veți chema, spune Domnul, veți veni și vă veți ruga la mine, iar eu vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, pentru că mă veți căuta din toată inima voastră. Mă voi lăsa găsit de voi, oracolul Domnului, și vă voi întoarce din captivitatea voastră. Vă voi aduna din toate neamurile și din toate locurile unde v-am alungat, oracolul Domnului, și vă voi face să vă întoarceți la locul de unde v-am făcut să fiți deportați. Aceste cuvinte să fie mângâietoare pentru noi. Acum, pe un fond muzical, vom lăsa ca aceste cuvinte ascultate din profet și explicate la cateheza de acum să pătrundă cât mai mult în inimile noastre. E vorba de circa patru minute, după care vom continua pentru ascultând intervențiile dumneavoastră și vom încheia cu un psalm al speranței, că sunt mai mulți psalmi ai speranței, cu un psalm al speranței și un cântec final. Așadar, în liniște, lăsăm să pătrundă această cateheză și cuvântul Domnului în inimile noastre.
Așa cum vă spuneam și duminică după Sfânta Liturghie, Preasfințitul n-a venit doar pentru biserica noastră. Sunt și biserici mult mai frumoase. Preasfințitul vine și face aceste cateheze pentru comunitățile noastre. Și nu vă invitam, și în seara aceasta revin cu și mai multă insistență, mulțumind mai întâi domnului Dascăl și domnului Edi pentru acest moment prin care cuvintele, învățătura, cumva s-au topit, nu? Și s-au unit cu sufletul nostru. Asta e rolul artei al acestui moment frumos, ca să se topească și să pătrundă în inima noastră și noi să devenim cutia de rezonanță. Așa mi-a plăcut să văd acest moment. Comunitatea devine o cutie de rezonanță la cuvintele episcopului. Nu știu dacă e prea curajoasă, dar mă gândeam și la Evanghelia de Duminică. Cumva noi suntem glasul episcopului, nu? Comunitatea devine glasul episcopului. Un cuvânt pe care noi trebuie să recunoaștem, Preasfințite, am avut ocazia să-l medităm îndelung. În aceste două săptămâni noi am meditat aici în biserică scrisoarea pastorală, ne-am oprit îndelung asupra imaginilor pe care Sfinția voastră ne le-ați oferit acolo pentru ca să înțelegem acest moment. Și de aceea eu vă îndemn acum să lăsați să vorbească în dumneavoastră cuvintele Preasfințitului. Mă gândeam de multe ori, mulți îmi spuneau: Părinte, eu n-am curaj, nu trebuie curaj. Nu-ți trebuie curaj. În biserică nu-ți trebuie curaj să vorbești. În biserică trebuie să-L lași pe Domnul să vorbească. Trebuie să te încredințezi Domnului, că aici suntem conștienți că e altcineva, e altceva, nu e Duhul care vorbește în inima noastră. Și eu vă invit din toată inima să lăsați inima să vorbească. Dacă e o întrebare pe care să o puneți Preasfințitului, dar nu neapărat întrebări, dacă e vreun sfat pe care să-l putem cere, o încurajare de care avem nevoie și, de ce nu, un cuvânt bun, o mulțumire, o încurajare din partea noastră pentru Preasfințitul. Așa că, Preasfințite, vă lăsăm aici microfonul. Microfonul acela va umbla prin biserică. Am ales și acest format ca să nu fie, vreo formă de timiditate. Nu trebuie să veniți în față. Nu trebuie nici măcar să vă ridicați dacă credeți că... Dar dacă ridicați o mână, eu vin cu microfonul și dumneavoastră, repet, spuneți ce se poate spune, ce am putea să spunem, devenim rezonanță pentru cuvânt și Preasfințitul va vorbi de aici, de la microfonul fix. Așadar, dacă cineva îndrăznește... Da, doamna directoare, vă rog. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc Preasfințitului Episcop, că a venit în comunitatea noastră mică și acum mulți ani era și foarte mică comunitatea catolică, erau doar câteva familii, dar copil fiind, nu am simțit că aș fi fost dezavantajată din acest motiv, ci din contră, părinții ne-au învățat să respectăm toate sărbătorile, să ne purtăm în așa fel încât să nu-i ofensăm pe frații noștri, pe vecini, pe frații ortodoxi, prin ceea ce făceam și ne bucurăm să avem prilejul să sărbătorim de două ori învierea lui Iisus, esența credinței noastre creștine, mai ales că asta venea însoțită de cozonac proaspăt, de o vacanță mai lungă, poate uneori. Adult fiind, rolurile pe care le am, cele de profesor în școala de aici din sat, de câțiva ani de director și de coordonator al grupului de cercetași înființat acum câțiva ani la inițiativa părintelui Alois Hârja, m-a încurajat să mi-asum responsabilități și prin ceea ce am făcut, am încercat ca în jurul comunității construite în jurul școlii să facem activități care să promoveze valorile creștine și nu doar la nivel declarativ, ci prin activități care să împrăștie binele și să scoată din fiecare om măreția pentru care am fost creați.
Acum v-aș cere un sfat. Cum am putea noi să fim împreună și cum vedeți rolul Bisericii Catolice ca biserică minoritară în societate și cum că putem să fim împreună, mai ales în vremurile acestea în care suntem nevoiți să fim distanțați fizic. Mai întâi vreau să spun că am venit cu bucurie în comunitatea dumneavoastră în această zi, în această seară, pentru a ține a treia cateheză. Așa am decis noi ca să fie aici în jurul Iașului, în timpul Adventului, în timpul Postului Mare. Voi încerca să merg în altă, mai la distanță, pentru a ține catehezile și vor fi mai multe în timpul Postului Mare. Cum putem să realizăm noi această comuniune în dragoste cu semenii noștri? Totdeauna trebuie inițiativa să pornească de la noi, fără să așteptăm ca ceilalți să facă primul pas. Noi să facem primul pas dacă nu-l fac ei, indiferent că e vorba de frații ortodoxi, pentru că noi suntem într-o mare de ortodoxi, țara fiind recunoscută din punct de vedere religios pe plan internațional ca fiind țară ortodoxă. Dar tot creștini, creștini ei, creștini noi, creștini și frații protestanți, la toți trebuie să le spunem frați, suntem frați în Hristos. Și totdeauna, pentru a realiza această comuniune, această frățietate, această iubire reciprocă, trebuie să urmăm învățătura lui Iisus și să vedem în semenii noștri, chiar dacă n-ar fi creștini, copiii lui Dumnezeu, toți sunt copiii lui Dumnezeu. Vedeți, Papa actual este un exemplu extraordinar pentru noi de apropiere față de orice om, pentru că toți sunt copiii lui Dumnezeu. Pe toți Dumnezeu ne vrea fericiți, pe toți ne-a creat pentru fericire, nu pentru necazuri, pentru necazurile le creăm noi, oamenii primii. Au fost Adam și Eva care n-au ascultat de legea lui Dumnezeu, de ceea ce le-a cerut Dumnezeu și ei și-au făcut rău și ce rău au făcut, dar au revenit, că îi avem în calendar ca sfinți, Adam și Eva. Deci suntem greșitori toți și încercăm să scoatem cei buni din noi, răul să-l lăsăm deoparte, pentru că el vine de la cel rău, de la diavol. Și în felul acesta, zic, văzând în semenii noștri copiii lui Dumnezeu, vom putea depăși ușor orice obstacol ar sta în calea realizării comuniunii cu semenii noștri, de a fi împreună. Sigur, au fost momente frumoase la un moment dat între noi, ca să mă refer la catolici ortodoxi, dar și la o parte, cel puțin, din frații protestanți, în timpul Săptămânii Mondiale de Rugăciune. Va veni în dată luna ianuarie, când avem Octava Mondială de Rugăciune pentru grăbirea unității în rândul celor care cred în Hristos. Au fost momente frumoase. Eu eram atunci la Onești, o perioadă bună, când lucrurile au mers foarte bine și trăiam extraordinar de bine relațiile dintre noi spre edificarea tuturor. Și a venit iarăși un moment de criză și aici, răcirea relațiilor, dar noi, și mai ales dumneavoastră credincioșii la aici, păstrați această comuniune în iubire cu frații noștri ortodoxi și nu numai, pentru că ei sunt cei mai mulți, și cu oricare altul, văzând lucrurile frumoase din semenii noștri și găsind punctele care ne unesc, nu cele care ne dezbină. Exemplu este rugăciunea Tatăl nostru. O știm toți creștinii. Când ne întâlnim, putem să o spunem împreună. Acum ei au niște restricții, mă rog, sperăm să treacă perioada aceasta de criză și să regăsim momentele de întâlnire în rugăciune pentru a-L preamări pe Dumnezeu prin tot ceea ce gândim, vorbim și facem. Deci încredere în Dumnezeu, deschidere, căutarea ceea ce este pozitiv, frumos în fiecare din semenii noștri și în felul acesta realizăm comuniunea, apropierea, frățietatea pe care o vrea Dumnezeu de la toate creaturile sale și mai ales de la noi oamenii. Alte întrebări, dacă mai sunt, sau alte experiențe, să pot spune, pe care le-ați trăit dumneavoastră? Preasfințite, mă numesc Iulian și aș vrea să vă întreb așa.
Plecând de la imaginea lui Iisus Vindecătorul, pe care ați conturat-o în scrisoarea pastorală, împreună pe Calea Speranței, și referindu-ne în mod particular la viața de familie, pandemia a făcut ca familiile să treacă în momentele astea prin niște experiențe fără precedent, pentru care probabil nu am fost pregătiți. Sunt multe familii încercate de drame, pentru care perioada pandemiei a provocat răni și mai adânci, cum ar fi pierderea locurilor de muncă sau depresie sau conflicte familiare, înstrăinare. Totodată, perioada asta a însemnat și mai mult timp petrecut împreună. Iar în familia noastră am încercat să folosim acest timp încercând să ne reconectăm, încercând să facem mai multe activități împreună, încercând să ne rugăm mai mult. Din experiența pastorală a Sfinției voastre, care ar fi instrumentele, care ar fi resursele pe care ar trebui să le acceseze familiile și soții pentru a trece, nu știu, mai bine peste perioada aceasta, pentru a se lăsa vindecate de Iisus, pentru a se lăsa, pentru a-și regăsi demnitatea și pentru a nu pierde speranța. Da. Într-adevăr, eu am o experiență pastorală îndelungată, că am activat în pastorație mai bine de 40 de ani și în diferite zone din dieceza de Iași și în zona Trotușului, ultima dată în zona Bucovine, dar și în zona Romanului, Bacăului. Și am avut ocazie să mă întâlnesc cu foarte multe situații, unele drame adevărate în familie, așa că nu singurile prin care treceți astăzi familiilor în urma sau datorită acestei pandemii. Ceea ce este important este ca să nu ne pierdem sau să nu vă pierdeți încrederea niciodată în Dumnezeu în momentele acestea grele. Cum spuneați mai înainte, a fost timpul acesta de pandemie și o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru faptul că dacă înainte nu găseați timp ca să vă întâlniți în familie, să fiți împreună, să dați mai mult timp copiilor, că e foarte important acest lucru, uite că a fost forțați din prejurări ca să fiți împreună și să vă ocupați mai mult și de copii, aveți ocazia să, și avem încă ocazia, cei din familie, aveți ocazia să vă rugați împreună în familie, să faceți din familie o biserică domestică. Și, sigur, nu e ușor, s-au pierdut locuri de muncă, situația este grea pentru toți, nu numai pentru familii. Situația este dramatică pe toată fața Pământului, numai în România. Nu trebuie să ne pierdem speranța în Dumnezeu. Să intensificați rugăciunile în familie, cum am subliniat și în cateheza de astăzi, încredere că Dumnezeu este Cel care rânduiește totul. Și să privim cu speranță în viitor, dincolo de pandemie, și să vedem cum ne vom comporta atunci, după ce trecem prin această experiență dură, cum va fi viața noastră după aceea. Realizăm această convertire adevărată pentru a trăi așa cum se cuvine să trăiască unei ființe raționale, că sunt mulți în comportamentul lor, au fost și poate învață acum, în urma acestei pandemii, să fie om, în primul rând. Om adevărat, creștin adevărat, care să promoveze armonia, înțelegerea, toleranța, prețuirea naturii, cum sublinează Papa adesea, a bunului comun. Sunt daruri ale lui Dumnezeu și trebuie să le prețuim. Libertatea care ne-a dat-o Dumnezeu este un dar al lui Dumnezeu. Cum viața este darul lui Dumnezeu și libertatea este darul lui Dumnezeu. Noi am câștigat libertatea. Ce ai câștigat? Ai câștigat nimic. Nu se laudă ce. Noi am câștigat libertatea. Dumnezeu ne-a ajutat, că El lucrează prin noi oamenii, să dobândim libertatea. Libertatea religioasă de a ne putea exprima. Ne aducem aminte de voi, nu știți, copii, că nu ați prins vremurile acelea, ați povește, nu-ți povești, sunt realități. Și să vă rugați, ferească Dumnezeu să treceți prin astfel de experiențe, să nu poți să manifesti total liber credința, și mai ales cei care aveau funcții în societate. Au fost momente grele. Deci,
să folosiți acest timp de pandemie, de încercare, de criză, asemenea poporul ales al lui Dumnezeu, pentru a vă trezi, a ne trezi toți mai bine la realitate și să trăim mai frumos viața noastră de oameni, de copii ai lui Dumnezeu, de creștini. Asta a pus peste elementul acesta uman. Deci, în primul rând, să fim oameni, să știm să ne respectăm, să știm să respectăm valorile, darurile lui Dumnezeu și toate motivate de iubirea lui Hristos fiind creștini. Numele meu este Oana și simt să vă spun că este o bucurie că sunteți în mijlocul nostru. Ne-ați invitat și la începutul catehezei, ca și în scrisoarea pastorală, să mergem împreună, însă pandemia asta pare că ne-a lăsat mai dezbinați și parcă a lăsat în mentalul colectiv ideea de a nu merge împreună, de a sta la distanță, cum ne invită instituțiile. În condițiile acestea, cum mai putem fi noi mesageri ai speranței acolo unde nu există speranță? Păi trebuie să fim prin vocația noastră creștină mesageri ai speranței și să privim, de aceea vă dau modelele acestea de speranță acum în timpul Adventului, să văd pentru timpul postului mare ce subiecte voi alege, aceste modele de speranță, pentru că privind la modele, să le urmăm. Dumnezeu ne oferă astfel și avem și, cum nu trebuie să generalizăm cu totul, este să privim totul negativ. Sunt atâția oameni care trăiesc frumos, chiar în timpul acesta de pandemie, comuniunea, fraternitatea, sunt atâția, să ne gândim la cei implicați în sistemul sanitar, la voluntari care și-au sacrificat, unii au și murit și au arătat că vor să fie împreună și vor să-i ajute pe cei care au nevoie de ajutor. Dar noi creștinii, cu atât mai mult, avem motivații superioare, suprafirești, în realizarea acestei apropieri, chiar dacă situația noastră, condițiile de pandemie ne fac ca să stăm la distanță, vedeți, și în biserică, pentru că nu vrem ca să, să transmitem acest microb. O încercare e grea, într-adevăr, dar putem, cu ajutorul credinței, privind la modelele pe care ne le dă și Sfânta Biserică și vi le dau în aceste cateheze și pe care multe le observăm și în situația aceasta de criză în societatea în care trăim, să avem curajul să trăim apropierea în spirit, în primul rând, cu inima să fim aproape de toți semenii noștri. Și cât se poate și ne permit condițiile acestea de criză să trăim și apropierea, în primul rând în familie. Acolo, fiind în familie, puteți trăi mai intens încă decât înainte apropierea. Mai greu cu ceilalți, pentru că sunt situațiile acestea de pericol de a transmite, mai ales cei care nu, adică au COVID-ul, dar nu știu că l-au. Aici e pericolul mai. De aceea trebuie să purtăm măști, aceea trebuie. Eu nu port acum că, potrivit legii, cel care celebrează, preoții, pot să celebreze și fără mască. Și ar fi mai greu să mă urmăriți având masca pe figură. Deci curaj mult, încredere și putem realiza și depăși privind în viitor cu ceea ce ziceam mai înainte, tocmai de a realiza convertirea, să vezi cum voi fi eu după ce va trece această stare de pandemie. Transformarea, cum voi trăi viața. Sperăm altfel decât până acum, când vom reveni la normalitate. Conștienți mai mult cine suntem, ce avem de făcut, cum trebuie să trăim viața pe pământ, ca Dumnezeu să fie mulțumit de noi, că El e Creatorul și suntem în mâna Lui. Elena este numele meu. Scrisoarea pastorală propusă ca reflecție în această perioadă a reverberat și în contextul temei propuse, cel al speranței creștine, două imagini m-au sensibilizat. Trestia frântă nu se strivește și fitilul care fumegă nu se stinge niciodată. Două imagini care alimentează speranța
dau forță speranței, cel puțin pentru mine. Nu neapărat o întrebare, ci tot un sfat. Cum să menținem speranța? Sigur, puteți, mă scuzați, mai bine, puteți da dumneavoastră, să spunem, o experiență pe care ați trăit-o sau, știu, un gând bun, un sfat pe care eu îl primesc și noi preoții primim la dumneavoastră un sfat. Nu-i musai numai să puneți întrebări și noi să vă răspundem. Puteți spune o experiență proprie, o mărturie de credință, o mărturie de trăire a vieții creștine în momentele acestea grele. Putem afla noi încă multe din dumneavoastră, sunteți familiști și puteți să ne spuneți multe lucruri, cred. Da, ideea este cum să ne păstrăm speranța înflăcărată și nu furibundă și încrederea semeață ca trestia. Aici trebuie să înțelegem valoarea mare pe care o are credința în viața omului. Fără credință ne-am prăpădit, cred că mai ușor și am ajunge chiar, putem ajunge și în brațele deznădejdii, dacă nu am avea credință. Credința în Dumnezeu ne dă forță, putere, ca fitilul care nu se stinge, nu? Să ne dă forță, putere să depășim aceste momente grele de încercare ale vieții noastre. Deci să-i mulțumim lui Dumnezeu că credința este un dar al lui Dumnezeu și aici ar vedeți darul lui Dumnezeu, viața darul lui Dumnezeu, libertatea darul lui Dumnezeu, credința e darul lui Dumnezeu, la care se adaugă aportul nostru personal, adică răspunsul nostru liber la Dumnezeu care ni se revelează și care ne oferă, ne dă atâtea daruri. Preasfințite, citind scrisoarea pastorală, m-am oprit mai mult asupra celei de-a treia părți, și anume laboratoarele de credință. Ah, da, important. Atunci spuneați că fiecare parohie, fiecare comunitate trebuie să fie un laborator de credință și de speranță. La noi, aici, în comunitatea noastră, în Valea Lupului, fiind dedicată Sfântului Padre Pio, avem un grup de rugăciune, grupul de rugăciune Padre Pio, care ne întâlnim lunar. Ne rugăm rozariul, facem adorații, avem texte de meditație. Întrebarea mea este, ce putem face mai mult noi ca grup pentru a transmite credința noastră și celorlalți, pentru a transmite această speranță creștină de care ne vorbeați la începutul catehezei? Da, fiind un grup de rugăciune, mă bucur pentru că este acest grup de rugăciune, să nu uităm valoarea pe care o are rugăciunea în viața noastră a oamenilor, a pământenilor. Rugăciunea ne ajută să nu uităm niciodată că e cineva deasupra noastră care conduce, care rânduiește totul. Și rugăciunea ne introduce în dialog cu Creatorul, cu Dumnezeu. Cum spunea și Papa actual, nu știu de unde sunt cuvintele exacte, rugăciunea este slăbiciunea lui Dumnezeu și atotputernicia omului. Că Dumnezeu cedează atunci când omul, păcătos cum suntem, ne plecăm în fața lui Dumnezeu și cerem un ajutor. Nu poate să ne întoarcă spatele. Și rugăciunea este într-adevăr o forță pentru noi oamenii călători pe acest pământ. Și vă îndemn voi în grupul de rugăciune să intensificați rugăciunile și să le faceți din ce în ce cu mai multă ardoare, convinși fiind că puterea rugăciunii este extraordinară. Cum spunea Sfântul Alfons, dacă nu mă înșel, Alfons Maria de Liguori, cine se roagă se mântuiește, cine nu se roagă se osândește. Așa de importantă este rugăciunea în viața noastră. Ne arată că prin rugăciune recunoaștem cine suntem, că avem nevoie de cineva, nu ne putem descurca singuri. Deci să intensificați rugăciunile voastre cu această convingere că rugăciunea poate să realizeze multe în viața omului. Chiar dacă uneori nu suntem ascultați imediat, că tot ne rugăm, băi, dar unde e Dumnezeu? Nu ne aude, tot ne rugăm de un an de zile. Nu mai trece pandemia aceasta, să ne amintim de mama Sfântului Augustin, care 16, 17, unii spun 18 ani s-a rugat pentru convertirea fiului și după atâția ani a fost ascultată și ce convertire
din păcătosul Augustin a ajuns Marele Sfânt Augustin, o somitate pentru biserică. Deci să nu vă descurajați niciodată, chiar rugându-vă în grupul vostru, dacă vedeți că văd Dumnezeu parcă a adormit acolo, să-L mai zgudim, să-L mai trezim, cum era Iisus în barcă cu apostolii. Doamne, El a auzit, doar știa despre cei, dar voi să vadă cum reacționează ucenicii și a certat după aceea. Unde vă este credința? Nu, trebuia să fiți convinși că eu sunt în barcă cu voi și nu se vă, vi se poate întâmpla nimic rău câtă vreme eu sunt cu voi. Deci chiar dacă Dumnezeu ne mai pune la probă credința noastră, să nu ne descurajăm niciodată în rugăciune atunci când trecem prin greutăți. Continuăm să ne rugăm cu convingerea că Dumnezeu poate, vrea și ne va ajuta cu siguranță. Mulțumim pentru încurajări. Multă plăcere! Sfințite, eu mă numesc Ovidiu. În această seară ne-ați vorbit despre profetul Ieremia, care a fost un profet al nenorocirii, care a avut curajul și a știut să denunțe idolatria și relele din societate. Pe de altă parte, ne-ați spus și ați scris și în scrisoarea pastorală că viața noastră nu va mai fi ca înainte. Mergem înainte, dar nu ca înainte. Care credeți, după părerea sfințenii voastre, că sunt acele rele de dinainte de pandemie pe care noi creștinii ar trebui să le, poate nu am știut, să le recunoaștem sau să le denunțăm pentru a ne putea elibera și a nu pierde unica șansă de a schimba ceva în viețile noastre? Da, acum fiecare trebuie să-și facă un examen de conștiință, pentru că nu judecăm noi pe cel unul sau altul dintre semenii noștri, judecata aparține lui Dumnezeu, dar eu vă îndemn și același lucru mi-l spun și mie însumi, să intrăm în noi înșine și să descoperim laturile negative în trăirea credinței noastre. Și după ce vom trece de această perioadă, să reluăm viața, dar transformați. Transformați în sensul de a trăi intens și așa cum se cuvine viața creștină. Că sunt cu siguranță lipsuri și în viața mea și dumneavoastră, examinându-vă fiecare, sunt multe lipsuri în trăirea autentică a credinței noastre. De aceea, printr-un examen de conștiință, fiecare își găsește propriile carențe în trăirea vieții creștine. Și când Dumnezeu ne va binecuvânta să reluăm viața la normal, atunci să reluăm cu forțe noi și într-o lumină nouă, trecând prin această experiență dură, grea a credinței, cum a trecut și poporul ales în timpul lui Ieremia, ca și în timpul lui Isaia. Dacă mai este cineva... Dacă nu, terminăm aici cu o notă, să-i spunem așa, nu veselă, cumva nu să... Mă gândeam în timp ce citeați textul din Ieremia, nu știu dacă e o coincidență, dar ați venit nu, cu acest exemplu, cu acest moment din viața lui Ieremia, că vinde și cumpără teren exact pentru cei din Valea Lupului. Adică, nu, aici nu toată lumea, cumva nu e... Și semnul acesta pe care îl dă Ieremia, nu? Că într-un moment de criză se vinde și se cumpără. Deci e un sfat bun. Da, noi vă mulțumim tare mult. Eu personal vreau să vă mulțumesc pentru scrisoare. Trebuie să vă spun că eu nu prea, când a fost Consiliul Pastoral, nu eram neapărat de acord să mergem așa pe speranță, pentru că aveam teama că va deveni un cuvânt ieftin, că toată lumea vorbește de speranță azi. E riscul acesta, dar tocmai meditând, făcând aceste cateheze împreună cu comunitatea noastră, efortul acesta de a trece de la un cuvânt ieftin la o realitate care să aibă greutate m-a ajutat pe mine personal. Și vreau să vă mulțumesc, nu, că simt cum începe să prindă din nou vânt comunitatea noastră. Și chiar în seara aceasta, din inimă, vă mulțumesc pentru că, în ciuda problemelor care sunt aici la noi în Valea Lupului, ați venit. Ați fost împreună, am fost împreună o comunitate. Și din toată inima vă mulțumesc pentru curajul pe care l-ați avut. Mulțumim corului, mulțumesc domnului Dascăl, domnului Mihailă, pentru momentul acesta frumos pe care îl fac și continuă să-l facă. Da, să încheiem cu un psalm. Momentul de psalm, care este ca și o rugăciune
Și apoi vă dau binecuvântarea finală și înainte de binecuvântare o concluzie pe care o voi face eu scurt. Numai în Dumnezeu se află odihna sufletului meu, de la El îmi vine mântuirea. Numai El este stânca și mântuirea mea, turnul meu de scăpare, de aceea nu mă clatin. Până când vă veți năpusti asupra unui om, lovindu-l cu toții ca pe un zid gata să cadă și ca pe un gard surpat? Pun la cale doar cum să-l doboare de la înălțimea lui. Se desfată în minciună, cu gură binecuvântează, dar în adâncul lor blestemă. Numai în Dumnezeu își află sufletul meu odihna, pentru că numai în El este speranța mea. Numai El este stânca și mântuirea mea, turnul meu de scăpare, de aceea nu mă clatin. În Dumnezeu este mântuirea și gloria mea, stânca tăriei mele, apărarea mea este la Dumnezeu. Poporule, puneți încrederea în trânsul în orice moment. Revarsă-ți inima în fața Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Deșertăciune sunt fiii lui Adam, minciună fiii oamenilor. Dacă s-ar cântări toți la un loc, ar fi mai ușori decât fumul. Nu vă încredeți în violență și nu vă puneți nădejdea în jaf, chiar dacă ar fi să curgă bogățiile, nu vă lipiți inima de ele. Odată a vorbit Domnul și de două ori am auzit aceasta. Tăria este a lui Dumnezeu și a ta, Doamne, este îndurarea, pentru că Tu dai fiecăruia după faptele sale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Și acum urmează să vă dau binecuvântarea, după care, în timp ce se cântă ultima cântare, vă veți reîntoarce, ne vom reîntoarce toți la casele noastre, păstrând sigur în suflet bucuria credinței pe care o trăim ori de câte ori ne adunăm în casa lui Dumnezeu ca într-o familie și realizăm această comuniune care e așa de necesară între noi oamenii. Vreau înainte de binecuvântare să exprim bucuria pe care am trăit-o aici în comunitatea dumneavoastră și faptul că am constatat într-adevăr, cu mare satisfacție, că este o comunitate vie, ferventă și îl felicit pe Părintele Paroh și ai avut și noroc, e o parohie cu familii tinere, să-i mulțumesc lui Dumnezeu, tot un dar al lui Dumnezeu și acesta, și vă doresc mai departe să mențineți această fervoare, fiind o parohie unită în jurul păstorului, și totodată să vă rugați pentru mine, pentru noi preoții, ca și noi ne rugăm pentru dumneavoastră, uniți în rugăciune, realizăm lucruri frumoase pentru slava lui Dumnezeu și spre binele și mântuirea noastră. Cu mulțumirea pe care o îndrept spre Părintele Paroh, dar și spre corul bisericii, pentru dumneavoastră, toți care ați participat înfruntând dificultățile acestei pandemii și venind la biserică, mulțumesc de asemenea celor care ne-au transmis această, adică nu nouă din biserică, dar atâtor credincioși și oameni de bine, să le spunem așa, care au fost în comuniune cu noi în seara aceasta la liturghie și la cateheză, adică mulțumesc Ercis Media și de asemenea celor care au preluat, cum este Radio, nu, Maria TV, și știu eu, toate mijloacele acestea moderne de comunicare au dat posibilitatea atâtora să fie în comuniune cu noi și să trăiască această bucurie a credinței
și să urmărească de asemenea cateheza din seara aceasta. Dumnezeu să-i răsplătească și să vă răsplătească și pe dumneavoastră și binecuvântarea Lui să fie mereu asupra noastră, binecuvântare cu care încheiem aceste momente frumoase trăite în biserica din Valea Lupului, închinată Biserica Sfântului Padre Pio. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Sfânta liturghie și cateheza din seara aceasta s-au încheiat. Mergeți și trăiți în pace. Mulțumesc.